Bună dimineața, București! Unde ești tu? Acum pe 91,3 București FM, unde ar trebui să fii pe pagina de Facebook București FM Să vezi mândrețe și zâmbet de fată, un bulgăre de energie alături de mine și de Cornel în această dimineață Ada Petcu, bună dimineața! Bună dimineața și Neața. bine v-am găsit! Ce faci? <laughs> fac foarte bine, abia așteptam acest moment uh, E încă un moment emoționat în ultimele trei luni, <laughs> nu știu cum fac față cu ele, dar eu au eu, au, wow, nu? Este da. pentru prima dată când vii, când vii la radio și sper că experiența va fi cât se poate de plăcută pentru tine și ne, ne bucurăm că uh, avem ocazia să trăim această experiență alături de tine și că ai venit aici în dimineața asta. Uh, pentru cei care uh, poate nu, uh, nu te-au descoperit până acum. Nu te-a urmărit pe TikTok, nu te-a urmărit pe Instagram, nu știu nici povestea acestei piese. Spune-ne cine este Ada Petcu, pentru toți cei care ascultă în acest moment și care ne urmăresc pe pagina de Facebook București FM, să vedem cine ești sau zim cine ești și apoi ajungem și la momentul piesei. Cred că este cel mai greu să te definești singur și cumva de cel mai multe ori îmi place să-i las pe ceilalți să spună cine sunt și cum mă văd. Uh, Ada este artistă. Este o artistă momentan la început de drum, dar uh, cu un vis foarte mare, încă din copilărie, de la 5 ani, să ajung artistul numărul 1 în România. Și probabil acum va veni întrebarea ce înseamnă artist numărul 1, nu? Ce definește ce acest concept? Tine. Exact. Uh, dacă ne uităm la numere, atunci cumva știm clar cine e artistul numărul 1. Dar uh, pentru mine a fi artist numărul 1 se cuantifică numărul de oameni pe care îi vindec cu piesele pe care le scriu. Oh, ce frumos. Ce frumos! Dacă ne raportăm la numărul de oameni care te urmăresc pe platformele social media, e yeah! că ești acolo. <laughs> e pe drumul cel bun, având în vedere că este la început, și cu ocazia asta chiar vreau să mulțumesc comunității de oameni care fac posibil inclusiv acest moment la radio, pentru că ei au pușuit <laughs> toată experiența. Crezi că un artist poate vindeca numai cu piesele sau și prin experiențele personale pe care le împărtășește în mediul online? Pentru mine a fi artist înseamnă să-ți expui experiențele personale. Nu neapărat public, să vii să te plângi, ci prin piesele pe care le scrii, să le expui publicului. Și cumva, pentru că oamenii văd că și tu ai trecut prin asta, să știe că nu sunt singuri și că o să fie bine și că, uite, există viață și după. <laughs> Se asta poate trece peste. Asta a fost secretul, pentru că tu ai foarte mulți urmăritori de la cei 300 ai mei, <laughs> <laughs> tu înțeleg că ai ajuns la ordinul milioanelor. Ai acolo ceva, adică cel puțin vizualizările și toate da, cele da. Sunt, sunt acolo. Videoclipul pe care l-ai făcut tu, în care ți-ai exprimat dorința pe că, pentru a vrea piesa Irinei Rime, s-a atins 2,4 milioane de vizualizări pe TikTok și după și răspunsul ei a ajuns la un număr impresionant de oameni. Dar ce, bine sunteți Da, păi ne-am ne făcut, no, ne făcut o, documentarea alezatele. Da, da. Ce, ce crezi că i-a făcut pe oameni să îți ofere ție încrederea că trebuie ca piesa să ajungă la tine? Mie mi se pare absolut incredibil că eu am spus că sunt artistă, oamenii au luat-o de bună și nu au chestionat chestia asta sub nicio formă. Pur și simplu nu aveam nicio piesă scoasă și cu toate astea ei mă vedeau artist. Când ne întrebam care e artistul vostru preferat prin poluri pe Instagram, spuneau Ada Petcu și am zis <laughs> ok. Unde mă ascultați? Dar făcei um. făceai și uh, cover în online? Așa e început sau Bineînțeles, neavând piesele mele, am încercat să fac cover dar bineînțeles, niciodată n-am vrut să merg pe ceva uh, tipic. Am vrut întotdeauna să le reinterpretez sau să spun răspunsul meu la piesele respective, sau să le cânt prin metrou sau, eu știu, tot felul de nebunii de genul. Adică întotdeauna am încercat să uh, pun lucrurile sub o formă de asta de energie, cum sunt eu, <laughs> de dimineață până seara. Și uh, pentru că m-ați întrebat de oameni, de ce cred că mă urmăresc? în condițiile în care nu aveam nicio piesă scoasă, este pentru că în această industrie care pare perfectă din afară și în care nu ai voie să greșești, eu vreau să le arăt că e ok să greșești, e ok să fii om și e ok să simți lucruri și poate astăzi să nu fii bine și poi mine să radiezi. Care e piesa, care e coverul pe care l-ai postat și care a mers cel mai bine, care a prins cel mai bine? sincer să fiu, nu cred că am stat să mă uit la treaba asta dar eu știm, care ai, sim ai simțit o piesă aia mă, e, ar fi bună pentru mine? E o piesă de la Cristian Porcari um, Pielea ta sau brana? Brana? Da, da. Și am făcut-o cu o placă de păr și un popcorn. Am cântat-o până când a explodat popcornul în placa de uh, păr. Da. Cam asta. De, de... Ce <laughs> cum îți vin ideile <laughs> pentru videoclipurile pe care le faci? Vă dați seama că în spatele a tot ceea ce fac uh, sunt niște oameni la fel de frumoși, cel puțin la fel de frumoși pe ca care, care tu ai adunat exact. în jurul tău. De oameni, trei oameni sunt la număr, la fel de tineri ca și mine și fără experiență, dar cu foarte multă dorință de muncă și ambiție, uh, Alex, David și Raluca. Și Alex și Davi se ocupă alături de mine de partea de content și creăm toate strategiile și ne inspirăm într-adevăr din afară. Ei mai mult se inspiră, eu o aplic. <laughs> Asta ai spus mai devreme înainte să începem interviul, că sunt niște concepte pe care vrei să le aduci aici în România, concepte din afară, lucruri care din câte am înțeles nu s-au mai făcut la noi. Exact. Uh, Vă dați seama că n-am apucat până acum să pun în aplicare nimic pentru că sunt în piață teoretic de când am lăsat piața de o lună, <laughs> adică <laughs> să fim serioși. Uh, dar pe termen lung ce vrem să facem, pentru că eu am făcut operă patru ani de zile în trecut și am fugit mult de treaba asta să spun că am făcut operă și am încercat să mă refugiez în orice alt stil muzical. Vrem să aducem niște fuziuni de stiluri din afară. Nu știu dacă ați văzut recent concertele de la Metro Bumi și toate astea. Da. E ceva incredibil, mi se pare piele de găină. Cum niște stiluri total diferite se, se, îmbină, atât de se frumos. îmbină superb. Păi e momentul să discutăm puțin și despre piesă. Normal. Uh, cum, cum ai ajuns la, la toată nebunia asta? Cum uh, ai implicat-o pe Irina? Știm că Irina a făcut acest anunț în timpul unui podcast, dacă nu mă înșel, care această piesă în sertar, exact. cum sunt toți artiștii? E o piesă pentru care a căutat un artist potrivit vreo 2 ani de zile Și artistul exact. potrivit ai fost tu Incredibil <laughs> <laughs> Și acum când o aud pe altcineva spunând asta în piele Zine de găină un pic povestea eu am început o serie în care încerc să ajung la artiștii mei preferați Ca să cântăm piesele lor chiar cu ei <laughs> Știți focul bine cunoscut de pe internet uh, Și am ajuns și la Irina, în mai uh, Cu un foarte mare joc de scenă Pentru că am încercat să trec de bodyguards la un club Să ajung acolo, a ceva, o nebunie întreagă Într-un final am ajuns la ea Și am simțit când am văzut-o că m-a bufnit plânsul instant Am zis ok, deci clar pe ea o iubește mai mult dintre toți <laughs> adică, <laughs> Da Câteva luni mai târziu, în iulie, apare un podcast la, despre care știți și voi foarte da. bine, și vine uh, colegul de echipă, David, la mine și îmi spune, a da, ascultă-mă, acum te pui, nu știu te asculti podcastul, nu știu ce faci, te oprești. Irina are o piesă pe care n-a dat-o. Ăsta e momentul. <laughs> și am zis, bine, hai să mă uit să văd despre ce este vorba. Și am văzut că are o piesă pe care uh, nu a dat-o de 2 ani de zile. Uh, și din momentul acela am făcut tot ceea ce ne-a stat nou în putință ca să reușim să obținem piesa. Adică, în loc să ne filmăm cu telefonul cântând, uh, pur și simplu, și să postăm caverul respectiv pe internet și să sperăm că-l vede, am făcut o trilogie în care am intrat uh, în conservator pe ascuns, am uh, fost la o școală de muzică. Uh, am sunat la 30 înainte, că nimeni nu voia să ne primească N Am zis, Dumnezeu vrem să cântăm piesa secretă Irine, Irine, mm. să a Irinei <laughs> Chiar nu înțelegeți Chiar nu înțelegeți, exact Și la uh, magazinul muzica de pe Victorii Unde am avut chiar, aș putea spune, primul meu concert Că erau oamenii acolo care stăteau și se uitau și le zic Da, asta e piesa noastră <laughs> exact. Urmăriți-ne să vedeți că o să iasă, la un moment dat Uh, și trilogia aceasta uh, a prins extraordinar de bine pe internet, tocmai pentru că a implicat oamenii din online. La modul că misiunea noastră, misiunea mea și a echipei de a obține piesa, n-a mai fost doar a noastră, ci a început să fie a publicului. Întregii. Comunități, exact, s-au simțit direct implicați în uh, ceea ce am făcut și cumva uh, faptul că această piesă este acum la mine, nu se datorează numai nouă, se datorează în mare parte oamenilor care au făcut posibil acest lucru, pentru că au bombardat-o cu mesaje. Păi, dacă tot uh, vorbim despre această piesă, uh, este în premieră, da? Momentul, wow. acum, piesa prostuțo ada cu Acum pe București FM. Cum a fost? <laughs> Tremură voja în momentul ăsta. <laughs> nu știu Ada, ce să fac <laughs> Ada Petcu, prostuțo, premieră aici pe București FM, piesa ta s-a auzit pentru prima oară la radio și nu putem să spunem decât felicitări. Și eu pentru Suna prima dată la radio, fix. mi se pare incredibil. Deci mulțumesc enorm pentru pentru ceea ce ați făcut astăzi pentru mine. Și ce vianstent întreb? Dacă ai dacă crezi în conceptul de manifestare? Da, eu chiar cred și cred în conceptul acesta atât timp cât și faci ceva în direcția da. aceea Pentru că dacă stai pe canapea și dorești, dorești, cu siguranță nu vor apărea oportunitățile la tine Dar dacă faci pași în direcția aceea și tu continui să crezi în visul tău, cu siguranță se va întâmpla Eu de multe ori spun că e suficient să crezi doar tu Ăsta este stilul pe care tu ai vrea să-l abordezi în cariera ta muzicală? Da, pe pop aș vrea să merg, pe muzică pop, uh, cu siguranță în, în perioada următoare, dar nu exclus sub nicio formă, exact cum v-am zis, fuziunea de uh, stiluri, mai ales atunci când vor apărea concertele. Ok. <laughs> exact. <laughs> Să-ți aduci aminte de noi. Doamne, Venim acolo. Vă dați în primul seama, Rând. <laughs> sunteți primii oameni care m-au <laughs> <-am> adus aici. <laughs> noi am mai uh, povestit și înainte și spuneai că urmează piesa Prostuțo, este doar începutul pentru tine. Uh, îi mulțumim și Irina Irimes pe această cale Mulțumesc, Irina, pentru că ai crezut în uh, mine Și Irina, o să ai ocazia să vezi un uh, mic uh, moment Pe pagina de Instagram, uh, București FM Și probabil că și pe pagina Adei uh, Cât de fană este Ada și cât de bine îți cunoaște piesele Dar lăsăm, nu mai spunem nimic uh, Vrem doar să descoperiți lucrurile astea în social media un pic mai, uh, mai târziu uh, Ce urmează? După piesa Prostuțo. Până la piesa Prostuțo nu am stat degeaba. <laughs> am pierdut câteva zile, nopți, săptămâni, luni în studio <laughs> și mi-am expus acolo pe foaie părți din mine, a din mine și le-am pus pe hârtie și abia aștept să puteți să le auziți. Am așteptat ca aceasta să fie lansarea mea artist, piesa Prostuțo, tocmai pentru că Irina a însemnat atât de mult pentru mine și mi-a marcat cumva stilul muzical și modul în care văd lucrurile și viața. Dar de acum încolo cred că este momentul să mă cunoașteți și pe mine ca artist. Poți să ne dai un spoiler? Bine. Vreți <laughs> să cântăm puțin? Să uh, hai să cântăm. Da, hai un fragment, nu trebuie să cântăm. Un pic. Două scaune la masă Încă te aștept acasă Să-mi spui minciuni perfecte despre noi. Yeah! Super. Super. O să auzim curând piesa asta. La sfârșitul lunii ianuarie, vă rog să fiți aici alături de mine pentru că se nassează prima piesă scrisă din experiențe proprie. Bun. Este ceva ce ți-ai dori să continui să îți cânți propriile piese sau ai accepta și o piesă scrisă de altcineva dacă ar fi pe stilul tău? În afară de piesa Irinei. Mi-e foarte greu să mă regăsesc în piese scrise de alții, pentru că e clar că nu sunt despre experiențele mele. De deci ce mi-a plăcut atât de tare piesa pe care am încercat să o obțin de la Irina? Primul rând că este vorba despre ea și o iubez din toată inima mea și doi la mână pentru că vorbește despre lucrurile despre care eu vreau să vorbesc în piese și anume sentimente din astea pe care le punem sub, sub un preș și încercăm să nu le mai deschidem niciodată. Um, dar, da, aș accepta și piese de la alții, dar, bineînțeles, în proporție de 99% vor fi piese scrise de mine. Care este cea mai mare dorința ta pentru 2024 și așa pentru toată viața? În afară de a fi artistul numărul unu al României? Să ajung la finalul vieții și să n-am niciun regret a lucrurilor pe care nu le-am făcut. Filozofic, îmi place <laughs> da, da și mie, cum, cum te găsește sfârșitul de an? Unde faci uh, sărbătorile? Uh, chiar mă întrebau recent prietenii Unde te duci de Revelion? Ai la cabană, nu știu unde <laughs> Zic, voi. n-am avut timp să mă gândesc Că vine Crăciunul nu? <laughs> uh, nu, nu am avut timp absolut de nimic uh, Pur și simplu am prioritizat proiectul acesta Și îl voi prioritiza de acum încolo uh, Pentru mult Ani, <laughs> uh, mă va găsi la uh, Pitești, la ai mei, la familie, de care mi-e foarte dor, pentru că pe calea aceasta vreau să le spun că îmi pare foarte rău că n-am mai trecut pe acasă de câteva luni. Lasă că au avut ocazia să-ți asculte piesa la radio și da. cred că uh, dorul ăsta uh, s-a și amplificat, uh, dar uh, e și justificat în momentul ăsta. Cum, cum vede familia ta uh, tot parcursul ăsta și. Acest moment important în care tu te afli în viața ta Ei, Știu că mi-am dorit întotdeauna să fiu artistă Cântam de la 5 ani, exact cum v-am zis Dar v am fugit întotdeauna de muzică Din cauza uh, standardelor pe care le are societatea Și din cauza unor convingeri limitative pe care le avem fiecare um, Am dat la medicină uh, Acolo voiam să ajung M-am pregătit 4 ani de zile După care m-am pregătit și pentru drept Pentru că întotdeauna am încercat să găsesc tot felul de uși de scăpare Ca să nu dau ochii cu muzica pentru că am crezut cumva că nu mă regăsesc eu fiind o fire foarte matematică și analitică, Zic, Bă, ce cauți eu aici? O <laughs> <laughs> să râdă lumea de mine. Uh, dar uh, cred că ei acum sunt bucuroși și mândri de mine. Chiar dacă poate și-ar fi dorit să am ceva stabil, pentru că nu e o industrie atât de ușoară, și oricând, mâine poate să apară cineva care face ceva mai special decât tine. Uh, sunt sigură că sunt mândri de mine, pentru că ei ce și-au dorit pentru mine nu și-au dorit neapărat um, să ajung numărul unu în ceva, ci și-au dorit să fiu fericită. Ada, pe final, din păcate nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, o să te rog să le lași așa un mesaj fanilor tăi, că iată, spuneam că sunt de ordinul miilor, uh, clipuri de ordinul milioanelor. Uh, Lasă-le uh, un mesaj care să rămână așa pe, pe finalul interviului. Aș vrea să vă rog să faceți ceea ce iubiți și să iubiți ceea ce faceți. Și e, chiar e suficient să credeți doar voi în visul ăla. Pentru că oamenii potriviți vor veni lângă voi și Universul știe clar ce planuri are pentru voi. Ada vorbește din propria experiență acum. A fost o plăcere să te avem în această dimineață. Ne pentru bucurăm mine că... Nu mă imaginați. că <laughs> am Super, difuzat <laughs> piesa Prostuțo în premieră aici pe București FM și sunt... Convinsă că o să auzim de tine Și te așteptăm aici și la următoarea piesă Și la album, de ce nu? Când o să fie Albea albumul aștept. Să vii aici să povestim cum, cum merg lucrurile și Să fie concerte, să se întâmple lucrurile Să se miște fix așa cum îți dorești tu Așa să fie și încă o dată vă mulțumesc Pentru oportunitate, sunteți minunați Ada pentru că a fost alături De noi în matinal Cu piesa Prostuțo Poți să vezi momentul live pe pagina de Facebook, o să ne găsești acolo, suntem și pe Instagram și uh, pentru noi se cam încheie aici dimineața, pentru că urmează de 10 ori România cu Adelina, vine să-ți facă și ea dimineața frumoasă, cum sper că am făcut-o și noi astăzi. Mâine, vineri, gata, a venit weekendul, de la da. 6 dimineața suntem aici și să se povestim Crăciunul. și se apropie Crăciunul deja, cadouri, o nebunie și oricum e aglomerat în oraș nu mai e ce să faci, Haos. dar povestim mâine mai multe despre ce se întâmplă și ce se va întâmpla în acest weekend. Andrea Bratu, Conel Munteanu Micul Andra și Ada Petcu aici în dreapta mea a fost o plăcere în această dimineață să fim alături de voi și alături de tine, Ada și să ne auzim cu bine. Ceau! Bună dimineața, București!